Salutare, mamă, ce faci? Eu sunt Electoratul și bine v-am găsit la un nou episod din seria noastră GTA 5, aici împreună cu Grasu. Salut, Grasule! Salut, salut! Vreau să te salut pe tine și pe toți prietenii tăi. Astăzi vreau să facem un challenge foarte, foarte mișto, după cum ați văzut și în titlu. Vă salută și Electoratul. Stai, ce ai spus? Că vă salută și Electoratul, le spuneam prietenii. De cam nasol dacă ai început să ai prieteni imaginari. Grasule, te rog frumos să ții motocicleta Sanchez-ul ăla, BF400, cum se numește el. Pentru că eu am un adversar pentru ea astăzi. Vreau să le supunem la niște teste. Ia uite-l ăia, băieți, ce am cumpărat eu aici așa. Deci asta o să fie gen adversarul motocicletei. Și eu cred... Dacă zic că nu răspunde mecanicul, vrei să mă crezi? Bă, eu te cred, dar fii atent ce vreau să fac cu cu mașina asta. Ceva ce tu sigur nu poți să faci cu motocicleta. Dar până la un alt aș vrea să o și tunez un pic și nu prea știu pe unde să merg să o tunez, în așa fel încât să nu fie prea departe. Dacă să mă duc deci aici. Nu răspunde nimeni. Ce mă fac? Să mă duc la arena. Stai un pic, că eu nu înțeleg de ce nu-ți răspunde. Deci chiar nu răspunde, nu că... Dar de ce nu răspunde? Nu sunteți prieteni? Zic și eu. Adică de atât timp împreună, Grasule, și nimic, pe bune? Păi da. Da, e destul de ciudat acest aspect al acestei probleme cu care ne confruntăm astăzi. Dar până dumneavoastră o să rezolvați, eu mă duc să-mi tunez mașina, mulțumesc. Așa mă duc să-mi iau motocicleta. Fușează motocicleta, mă duc să-mi tunez mașina, rapid de tot aici. Bă, da, uite, ești nebun să ține cont de faptul că asta e mașina de trec, dar să tu știi că am roțile semi-desumflate. Ce ai, mă? Roțile nu sunt chiar așa de umflate. Deci, adică, adică când merg cu ea pe asfalt, se vede că ca și cum aș avea o semipană. Nu știu cum să explic. Zice că o presiune mai redusă neuri pentru a avea o aderență cât mai ok. Mă scuzați. Mă scuzați, încerc să scuze și în fața voastră a celor care vă uitați la acest episod. Îmi pare tare rău pentru că am reușit să fac această confuzie pe care tocmai v-am adresat-o. Ok, hai să vedem ce putem să tunăm. Cât o să ne mai înnebunești cu prostia ta? Vreau să te rog frumos să mă lași în pace. Vreau să încep să rămân fără bani. Deja, adică, văd cum scad banii, Grasule. Asta e. Când o să facă următorul mare update, lumea o să vadă cum întunez eu mașina. Și te uiți la mine. De ce lăsai o mașină asta mai jos, nu înțeleg, pentru că era mașina asta, nu e mașina de lăsat mai jos. Wheel type nu prea mă interesează, sincer. Nu o mai pun nici bulletproof. Aș vrea să-i pun un livery, dar nu... Nu mă lasă, băieți. Nu prea mă lasă să-i pun mai nimic, sincer, la mașina asta. Ia spune, dacă mă mâncă cioaca, mă ajuți? Cu ce să te ajut eu mâncați așa? Să mă scalpin. N-am cu ce. Bă, sincer, culoarea care o are deja... Sau aș putea să fac așa... O dată și încă o dată la secundarii, să facem ceva de genul acesta. Gata. Bun, perfect. Acum este un off-roader. Hai la Grasule, unde ești? Uite, acum am ajuns și mi-am acea motocicletă genială. Cum ce să spune unii prieteni? Stai, da? Vreau să spune. Vreau să spune că e 4x4 această mașină, spune. Acum realizai ceva? Ce? Numere pe șeptar nu mai am. N90 nu mai are asigurare. Da? Da. Realizai că m-ai inspirat ieri. Băi, cu mașina asta încalec alte mașini, ești nebun? Ia, unde ești? Pe aici. Băi, eu cred că asta o să fie un off-roader destul de bun, sincer. Bazea că viu. Uite. Uite-le-a. Uite-le-a. Băi, ești nebun. Vreau să le cam încalec mașinile cu el, dar nu știu cum. Sincer, că nu e chiar atât de înalt, adică... Yes! Uite-l la o parte, că vreau să testez 4x4, te rog eu. Ia. Hai că eu luai asta, vin spre tine. Are mai mult tracțiune în spate din câte văd eu. Ce părere ai despre încarcerarea lui Dragnea Liviu? Bă, prefer să nu vorbesc pe acest videoclip. Bă, dar tu unde pleci? No. Păi ce a fost, a fost, se vede ce a fost. Toată lumea s-a mobilizat sau, mă rog... Ești de acord cu sentința? Bă, sincer, nu. Aș fi fost de acord să-i se confiște averea după care să-i se dea sentința. Oh. Pentru că, Grasule, să furi atâta și să faci pușcărie decât 3 ani jumate din care... Care în ce? Zic că o să facă 2 ani și 8 luni maxim. Ce, Sebi?
Păi asta zic, mai mai scoate două cărți în câteva, hai să zic, hai să nu mă exagerez, dar maxim peste cap 2 ani stă, maxim. Și să faci atâta bani să stai decât 2 ani la caca? Păi mă ajunge și eu. Asta zic. Dar pentru 1.000.000 de euro, mă ajunge. Bă, și el e un caz fericit. Adică și, gen... și oricum acolo o să aibă televizorul, o să aibă... Normal. Dar Rasul, hai să nu mai discutăm politică. Politică în clipurile de Eurotrack. Da, da. Băieți, okay. După cum puteți vedea, mașinuța asta e destul de șmecheră. O să încerc să o supun și la primul test grasul, vină cu a. Stai da, acolo, stai. Să așa. Așa ceva? Da, chiar asta vreau să fac. Dă-te bă la o parte. Ia uite-le ea. Da, uite-le ea. Văd. Stai un pic că vreau să văd dacă urcă pe aici, că ar trebui să urce. Da. Ok, deci practic și teoretic. Grasule, tu mă întrebi, vreau să te întreb și eu ceva pe tine, așa, după mintea ta. Da. Tu mașina asta, ai vedea-o doar tracțiune spate? Bă, tu dai seama că nu, dar aș vedea-o ceva gen să poți să cuplezi și să decuplezi față. Da, ideea e că mașina asta dar, are tracțiune spate. Dar în GTA, neputându-se acest lucru, nefiind posibil, nu ar fi doar spate, deci n-ar fi normal. Păi asta zic, e destul de ciudat că mașina asta e doar spate, frate, adică... Deci mă lua iarba de ochi. Ce ai, mă? Mă lua iarba de ochi. E o figură da. De stil, știu, și nu sună la fel de bine cum suna în capul meu. Ideea e că dădui într-un de-asta și mă încetini. Aha, aha, aha! Grăsule. Am nevoie de tine să fură mașină de pe stradă. A, gata, reușit. No, am altă idee și gata, reuși. A, trăgea cu pistolul la mine? Da, cu pistolul ăla și te aruncam. Da, vine un cacă, eu vreau să o pun la testul suprem care eu zic că va da rezultate. Hai să-mi trag palme, bă, mașina asta de nimic nu e bună, mă. Decât arată un pic de off-road și cam atât. Ia stai pe loc, că trebuie să fac, o să trag o poză, grasule, până nu fac mașina praf, scuze. Gata, cred că am tras suficient din poză, gata, hai da, vină după mine. Ia-te aici un pod mișto, hai, ne-l luăm pe aici. Păi putem să o luăm și pe aici. Dar ideea e că vreau să ajungem în Mălaștină. Asta e ideea. What? Ce? What? Bă, tu mergi de la tu! Scuze. Stai, ce? Ce? Vreau să văd ce tocmai s-a întâmplat. Bă, și eu am mai văzut bugul ăsta, dar problema este că... Bă, ideea e că noi trebuie să mergem pe partea cealaltă, grasule, ca să ajungem în Mălaștină. Dar vreau să văd cum e pe aici, dar hai, mă. Știi de ce zic să mergem în Mălaștină? Pentru că este posibil să fie singura calitate a acestei mașini. Nu cred. Băi, frate. Grasule, de cât timp ai permis de conducere? De la 18 ani, eu fac 23, de aproape 5 ani de zile. 5 ani, da. Aproape. Deci în toamnă faci 5 ani de zile de da. Permis. Da, păi nu se vede. Mersi. Pe aici, pe aici, pe aici, pe aici. Pe aici, sigur? Da, da. Pe aici mă bagă Waze-ul. Ia fent aici, frâna de una. Aha. Eu o să le ia cu un pâr de lemn sub mașina. Mă simt în Forza Horizon, aia cu motocicletele pe lângă mine și eu cu mașina. Da. Ia uite-le, ha! Uite-le, ia bobiță! Uite-te la ea. Păi ești nebun. Bă, da, să știi că pe off-road, surprinzător, bine, nu ia nici viteză prea mare, dar stă destul de bine. Adică în curbe și în ăștia nu fuge, știi? Bine, vă zice nimeni. Dar mai bine ca motocicleta mea? Îți dai seama că nu, dar nici nu ia viteză atât de mare. Nu e că văd că nici motocicleta nu se depărtează foarte, foarte rapid. Grasule, stai pe loc, vină înapoi, să-ți arăt ceva frumos. Că trebuie să începem testul suprem. Grasule, ce faci? Uite, atunci și-o pe aici. Mamăle, vină să măi. Mamăle. Mamă, grasule, am ars soarele și început să mănânce mâine. Unde ești? Acolo e. Mai ai nevoie de motocicletă? Dacă mai am nevoie de așa ceva? Da. Dar dacă o mai găsești, o salut. Bă, să știi că așa se comportă destul de frumos pe munți. Se simte suspensia asta așa cum o are el. Dacă te-ar vedea chelul mașina asta, te-ar pupa. Îți dai seama. O, nu te băga cu ea prin apă, că aici rămâne. Asta nu e mașina, asta e bajocură. Bă, o, aici ești în dreapta. Păi luai semn dreapta și mă răsturai din cauza ta, zi unde? Aici, dreapta. Mergi mai dreapta, așa, dreapta. Dreapta aici,
Și mai stânga puțin, mai stânga, mai stânga, mai stânga. Unde o lăsași mâncăță și? Urcă puțin pe aici, aici, urcă în dreapta, urcă în dreapta. Dreapta, 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 dreapta și urcă. Ți-o crezi tu că poți să urc cu asta? Să dă peste cap, uite de la ea mâncați și. Lasă-mă aici. Dă-te jos. Te răzuși? Da. Dar cum reușim motocicleta să ajungă acolo? Păi dacă dădui cu ea în pom. Pe aici ar trebui să fie, dacă nu mă înșeală simțurile mele. Da, și harta care îți arată aici. Unde e. Grasule? Ah, opa. Ce căzui că a rămas în pom, jur. Am zis să plec de aici. Da, și cine? De jandarmul ăla de acolo. Nu e jandarm, este militar. Oho, băi, frate, nu se poate, ți-o poem... Ce făcuși, mă? Hai că scăpaș. Nu, tu. Ziceam că tu n-a apă. Bă, bă, păi eu pot străpi în apa asta, mă? Ia uite-te. Ia-te-și, mă, hai. Ce uite, fraiere? Ia uite, fraiere. Cum faci asta? Aha. Tu, băga mea și... Hai, dă-te jos și să răsuite mașina. Bă, dar ce se arunca așa de parcă ar fi... Asta e că, nu, poți să urci? Bă, ce faci, mă, te bași pe sub ea? Ceva de genul, mă, a salut. Salut, vină cu mine. Sper că nu deranjez. Grasule? Ce vă guși? Să strică. Bă, da, eu mă întreb o chestie, uite-te un pic la ea, o vezi? Da. Uite unde are filtrul de aer. Da, cum tragi? Nu e la filtrul. Bă, ăsta, ăsta, filtrul de aer. Admisia de la aer, pe unde trage aerul, puii mei. Păi și pe unde are? Păi uite acolo, sus, sus deasupra, la reflectoarele, la novezi. Păi și evacuarea? Păi lasă evacuarea, că evacuarea bolborosește. Păi am impresia că aia e evacuarea. Nu, nu e asta filtrul, că filtrul trebuie să fie orientat spre față ca să tragă aer. Zici tu? Păi... Păi și asta să fie evacuarea? Ce? Da, aia este evacuarea. Păi și de ce n-are evacuarea într-o parte și filtrul aaa, în alta? What? Dar de ce, de ce nu mai bubuie, tu o vezi? Ah, ia. Chiar credești la ea? Dar nu explodează, vezi? Nu înțeleg de ce. Păi ești nebun, ia mă rug așa în ea. Păi că nu știu, nu mai am de ăștia. Dar nu prea am. Dacă am o idee mai bună. Îi bag în parbiz. Dar bă, tu vezi că nu explodează, deși mașina practic nu e explodată. O vezi? Da. Deci uite-te la ea, ea nu e explodată, dar nici nu explodează. Stai cu... Stai mă cu minte. Ce pui mi-ai? Ia. Stai să iau o armă laser. Da, nu se întâmplă nimic. Mamă, grasule, o șuruire, uite-te la ea. Mamă, chiar că uite-și tu. Dă-i, 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 dă-i. Dă-i că merită. Aude-și tu. Cred că are găuri peste tot, mâncați-și. Împinge-mi de mă. Ia și acum hai să mergem să ne uităm la ea. Hai să mergem să ne uităm la ea. Dar vine poliția. Dă-i mă-n pui mine, după tine vin, pe mine n-au nimic. După mine? Da, bă, ești nebun, bă, sunt cam puține ciuruituri pentru că trebuie să rămâi în ea. Grasule, păi am mâncat asta gloanței că se ajungă toată viața, ești nebun. A, păi nu se mai fac, bă, nu mai apar. Vezi că trași și nu mai apar. Da. Băieți, lăsați-mi pe bergea în pace. Băieți, cam atât o să fie și cu acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați și voi un like. Deci apare mașina asta de teren de la Warstruck, Mesa sau ceva genul. Nu vă cumpărați, nu e bună de nimic. Noi ne vedem data viitoare. Pa, pa. Bum.